Și am revenit în direct. Operația în premieră într-un spital din România. Istoricul Dinu Giurescu, vicepreședintele Academiei Române, a fost operat pe cord deschis la 87 de ani. Până acum, cel mai în vârstă pacient care a suferit în România o astfel de operație avea 80 de ani. 12 ore, atât a durat operația, timp în care funcțiile inimii și plămânilor au fost preluate de un aparat. Temperatura corpului a fost coborâtă la 18 grade, iar circulația sângelui în organism a fost oprită complet. În acest timp, de aproximativ o oră, artera ruptă este înlocuită cu o arteră sintetică, o proteză, un tub de plastic, iar ulterior pacientul este reîncărcat cu sânge, este reîncălzit și inima este pusă în funcție. Pentru a putea înlocui artera aortă, creierul trebuie deconectat de circulație și trebuie alimentat separat cu sânge prin intermediul circulației extracorporale. Într-o săptămână, academicianul Dinu Giurescu va putea pleca acasă. Are foarte multe planuri, nu sunt în măsură să vorbesc eu despre ele, care vizează domenii de cercetare științifică, domeniul dânsului care este istoria. Academicianul va trebui totuși să urmeze un tratament medicamentos pentru hipertensiune arterială.